Auguriate, tanti auguriate, tanti auguri Ramona, tanti auguriate, la mulți ani Ramona. Ia uite, dar ce frumos e acolo, unde ești tu. Dar cântă-mi în română. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ramona să trăiască, Ramona să trăiască, la mulți ani. Vreo doi spectatori au leșinat când au auzit cum am cântat. Ce faci? Ești fantastic. Vezi că și trandafirii de pe terasa mea mi-au înflorit să-mi spună la mulți ani. E o zi minunată și mulțumesc lui Dumnezeu că mai sărbătoresc încă un an și că pot să-l sărbătoresc și că lucrurile trebuie să fie bine pentru toți și să mergem înainte cu multă încredere, pentru că nădejdea și speranța este cea mai importantă, cel mai important lucru. Da, pe de altă parte, sigur că e o zi specială, nu aveți niciun fel de îndoială, Ramona întinerește în fiecare an de când a apărut Inițio, asta este un lucru cert, da. Așa că vreau să știu ce cadou sau ce a făcut azi Inițio și te-ai topit de ziua ta. În primul rând m-a pupăcit cum s-a trezit mai special. A făcut exerciții cu taică-so, cred că toată noaptea să-i spună cum să mă pupe așa mai special. Și m-a ținut strâns în brațe și după aceea pe băieți i-am trimis la muncă, la lucru, să vedem ce surpriză îmi fac. Eu sunt aici cu ultimile pregătiri ale mele, să cu lista de invitați, cu telefoane, cu tot ce se întâmplă într-o zi de naștere cu oameni dragi alături, puțin, dar importanți, care mă iubesc și care vor să-mi stea alături. Iar tu inclusiv ești un om drag care ai vrut să-mi spui la mulți ani și îți mulțumesc din suflet pentru aceste urări minunate. Minunat, vreau să te întreb, tu ești acum la Roma? Da! Așa de cald e la Roma? Da! Da! Wow. Da. E, la noi a venit iarna, nu mai e chiar așa cu una, cu două. Ce frumos e! Au înflorit trandafirii. No. Oh, ce superb! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Sunt minunați! Cum era? Astăzi e ziua ta, zi frumoasă ca tine. Zi frumoasă ca tine, am să-ți dau. Eu ce-i ca să-ți murmuri idei cât de mult te iubesc, băieții. Bun, băieții tăi... Spune-mi, te dezvălui ca nu numai o gazdă minunată, nu numai un prezentator extraordinar, dar și un cântăreț fantastic. Ai șanse, să știi. Da, acum, anul viitor fac o cifră foarte frumoasă, rotundă. Dacă mă lansez la vârsta asta, e ca și cum decât să mă apuc, mai bine mă lăsam. Am următoarea întrebare. Da, ești tu drăguță. Da. Jumătatea ta, băiatul cel mare, cum te-a întâmpinat astăzi? Cum te-a răsfățat? Cum te-a giugiulit? Ce a făcut? Ce a făcut pentru ca să afli acestea? Trebuie să ne auzim. Stai să vedem acum că a înghețat puțin. Așa. Scuză-mă, dar sunt telefoanele care da, vin, normal, care vin normal. Și se mai întrerupe linia. De-abia aștept să mi se întâmple toate aceste lucruri de seară, când se întorc băieții acasă și când aștept toate momentele și surprizele pe care nu pot să ți le dezvăluiesc pentru că nu le știu, pentru că sunt surprize. Un minut mai vreau să stau cu tine, Ramona. Vreau să te întreb cum vei sărbători diseară, da? Că pe semne o să fie o sindrofie, o întâlnire, o să fie ceva. O să fie. O să fie ceva intim, profund, frumos, surpriză. E toată organizarea pe mâna băieților, pentru că după aceea și o să organizez lui Fabio ziua lui de naștere, care este pe 12 decembrie. Suntem săgetători amândoi. Că aștept să văd cum mă vor sărbători de seară. Mergem într-un loc frumos, cu prieteni dragi și sărbătorim așa latino, română, italiană. Sărbătorim într-un mod simplu, dar frumos, alături de persoanele cele mai plăcute. Știi, ajungi la o anumită vârstă în care îți dorești, într-adevăr, să ai alături de tine oamenii de încredere, oamenii tăi de o viață, prietenii tăi. Îmi pare rău că nu sunt acasă în România, pentru că acolo am mai mulți, chiar dacă trăiesc în Italia de 32 de ani și aici mi-am făcut oameni dragi care îmi sunt alături. Dar nu-i rău, o să sărbătoresc și acasă când voi veni.
Foarte frumos, Ramona, mă bucur foarte mult. Petrecere frumoasă, stai. Încă nu știe Ramona ce cadou o să apară diseară, că după cum vedeți, cadourile apar diseară. Ești într-un moment foarte bun, ai un tonus extraordinar, pe semne că te simți foarte bine, pentru că anii trec, dar ești iubită și poți să dai mai departe iubirea, ceea ce este foarte, foarte important. Ramona, te pupăm, mă bucur foarte mult că ești... Mulțumim! Petrecere frumoasă și să ne vedem! Mulțumesc mult, mulțumesc și dau de băut când vin acasă. Păi da, pup, mersi. Păi da, păi da, asta cu băutul să nu uiți. Trandafir de la Roma, doamnelor și domnilor, ce bine! Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Pup, la mulți ani, mersi. Foarte frumos. Da, doamnelor și domnilor, mulțumim, a fost ziua Ramonei Bădescu, o să mai avem și alte surprize. Începe pe 1 decembrie o lună absolut senzațională, o să vedeți.